Fix ora 12. Ne-am parcat mașina. Am scos-o pe Rosica de la cușcă. Și ne așteaptă Piatra Mare. Ultimele aranjamente în oglindă. Vin și eu, bă, vin și eu să fiu și eu aici, uite. Avem amândoi ochelari. Deci că mergem pe Everest. Mamă, ne trebuia coltaj și pioleți. Și am pornit spre cabana Piatra Mare. În căutarea unui zbor. Un litru jumate cred că ajunge. E iarnă, nu cred că e așa să... Mai topim zăpadă dacă avem nevoie. Așa. Nu tot este înapoi. Vremea s-a încălzit puțin, zilele trecute au fost și minus 20 de grade. Acum văd că începe să se topească zăpada din copaci și ne-am dat gecile jos, că e destul de cald. Vrem să ne punem corpul sus, să vedem care e situația și vă arătăm imagini de pe traseu. Bocaș de iarnă, ce înseamnă? Mamă, ce asortată ești! În dreptul canionului 7 scări. Este închis pe timp de iarnă deoarece sunt țurțuri mari și e gheață și, mă rog, e foarte periculos, mai ales acum că s-a încălzit, pot pica țurțuri și te poți accidenta. Am găsit peretele ăsta plin, sculptat așa frumos. Noi o să ocolim prin pădure, este o blină roșie parcă, varianta ocolitoare a canionului și mergem spre cabană. Acolo jos este canionul 7 scări, iar noi l-am ocolit prin dreapta sus, pe bulină roșie. Ți-e frig? Nu, mi-e cald. Ți-a dat polarul jos?
urcăm și devine din ce în ce mai frumos. E plin de zăpadă, copacii sunt plini de zăpadă. Începe să fie și un pic mai frig. De vis, cam povești, nu? Mamă, dar uite cum se vede!4.24, zăpadă destul de mare și înaintem, ne așteptam să facem 2 ore, zic băi. Bine, am pierdut cu filmat, cu căutat apă la început, cu drona, cu pățania. Da, am lansat drona dintre copaci și mi-am spus Cristinei, băi, e înghesuială mare aici și a luat o raznă, s-a lovit de crash de 2 ori și... N-am mai răspuns la comenzi. N-am mai răspuns la comenzi. Ce-a făcut Rostica nebuna? Ce-a făcut? Băi, zăpadă ca la Balamuc. Iarna adevărată pe aici. Și din pădure și ne apropiem de cabană. Înotăm prin zăpadă pe aici. Hop! E de vis peisajul ăsta. Se vede și Brașovul în zare. Ostovarul aici, în stânga. Bate vântul destul de tare. Și am văzut la prognoză că așa arată și mâine, deci drona e compromisă oricum. Ia să vedem cum pune cortul. Rosica cap de coardă, nu este fum, e semn rău, probabil că nu e nimeni. Uite cum se vede ciucașul. Aia trebuie cu zoom. Drăguță cabana asta. N-a mai fost, uite un măgar. Uite, adunează-mi un pic un scap.
așa de mare zăpadă. Măgărușii, măgărușii, ce faci, ce faci? Ha? Ce fac, măgărușii? Cabana e închisă. Trebuie să punem cortul pe lumină și în primul rând ne-am schimbat de hainele transpirate și ne-am luat unele uscate. Am uitat să aducem cuie de acasă, nu avem cuie la cort. Dar o să înfigem cumva bețele de trekking. Și ne cinstim acum pe stomacul gol așa să ne iau un pic de... Să ne încălzim. Un sânge, de sânge în instalație. Uite, se vede acolo lumina dinspre apus. Ia. Am pus niște zăpadă aici. Fierbem. Facem niște supă instant ca să ne încălzim. Victor face refil la apa aici. Cu excavatorul, fraților. Bum! Mamă, expediție! Himalaya! Mai ducem o cupă. Labă de urs. Ne ajungem pentru supă. Eu zic că da. Supele! Pe Rosi o latră un câine de la cabană. Ce peisaj! Ce frumos! Doamnelor și domnilor, 6 fără 20, tu ești la cort. Ce faci, baby, acolo? Cu trubei pe aici. Fulguiește un pic, nu știu dacă se vede pe cameră. Bate vântul. Gheață! Mamă, păi cum luminează lanterna asta, frontala asta, nu luminează nici lampa aia care am luat-o pentru GoPro. Supa ne așteaptă, e chiar aici, supa. Ne-am dezbrăcat afară de pantaloni să nu băcăm zăpadă înăuntru. Dă-i unul de altul, așa, bam. Pe asta vreau să fac. Dar sare aici, nu? Împărțim totul, frățește. Supa, ia uite, hap. De fapt, tu mâncai din asta și eu mâncam din aia, nu? Parcă. Lingura frumos, paf. Hap. Haide. Să ne schimbăm. Nu e chiar așa frig? Nu e frig, dar avem bocanții uși, că am traversat niște râuri și nu, am zis că, mamă, noi avem Gore-Tex, mă, nu te joci, dar s-a pus zăpadă, am șosetele de lână, ude. Să vedem acum unde pun piciorul. Păi mai bine îți dai pantalonii jos, te așezi cu fundul curat pe ăsta și te descalzi. Aha, da. Cum am făcut eu, dar să nu dai supa jos. Ia să vedem. Mamă, pe asta e Himalaya, nu mă strâmbă. Unde mai băgăm și pe ăștia? Uzi, ciorapii uzi.
apă de pe. Doamne. Mi-am uitat șuzete de schimb. Am picioarele goale, am băgat în sac. Sper să mă încălzesc. Mamă, cum intră asta, nu? Caldă. Giugiuc. Ne-am încălzit în sacii de dormit și vrem să ne băgăm la somn, deși e mult prea devreme și nu știu dacă o să ne ia somnul. Pe cât e? 6? Și cu 6? Nu, cred că e 7. 12 ore să-ți dăm în cort. Eu am băut, ce ai zis mă, că e scociola. Am băut scociola, păi știu că am prune cu somnul. E un fri la picioare că n-am șosete, șosetele sunt tot, deși am avut decât o singură pereche. Rușine ție. Ce să mai am, mă, montanierzi adevărat. Și mie mi-e foarte sete, dar cam înghețat. Da, nu mai avem apă. Nu, a înghețat, eu mai aveam ceva apă, dar nu pot să mai beau. Da, gazul e pe final, pe sfârșite. Nu știu dacă mai putem să încălzim. Și s-a pornit și un vânt afară. Aoleu, da. Ce să mai... Iarna nu-i ca vara. Clar. Hai. Noapte bună. Noapte bună. E 12, topim apă din nou, ca să avem apă de băut. Cristina e aici, nu doarme, bineînțeles, am dormit un pic, așa vreo oră, două, nu știu. Acum vine partea interesantă, de la 12 noaptea, ce facem până dimineața, la 7, la 8, când putem să plecăm. Viață la palat, cum s-ar zice. Dimineața din cort, Victor a ieșit afară și vreau să vă arăt rapid echipamentele noastre, saci de dormit și toate cele. Că ne gândeam să facem o prezentare mai frumoasă afară, dar nu e șansă, este un viscolo, de fapt nu e viscolo, că nu ninge, este un vânt foarte tare, am dormit foarte confortabil, avem saci de iarnă, al meu este un marmot aurei și am și un cearceaf din ăsta de interior care mărește considerabil confortul în timpul somnului și plus că nu murdăre sacul de dormit pe interior sau mă rog. Astea sunt cearceafurile interioare din saci de dormit. Are și Victor la fel. Au 295 de grame. Asta este un sac confort de minus 16 grade. Limită minus 29 și extrem minus 40, ceva de genul. Dar nu se ia asta în considerare, ci confortul. A fost destul de frig azi noapte, dar noi n-am simțit, am dormit foarte bine în saci. A fost puțin în primele 10 minute, când intri în sac și el rece până se încălzește, până generezi tu căldura să încălzească sacul, e puțin mai greu. Dar după ce te încălzește, super ok. Eu l-am luat din Bolzano, dintr-un magazin de articole sportive, l-am găsit la reducere 50%, de la 370 de euro, cred. Am avut noroc că noi ne căutam atunci când i-am găsit, ne căutam saci pentru călătoria în Islanda, unde v-am arătat că am dormit cu cortul la minus 15 grade. Eu am un sac mai modest de la Simond, l-am luat în urma unui brainstorming pe internet, am pus, domnule, vreau să-mi iau sac. Cine știe care e cel mai bun raport calitate-preț. Și până la urmă, în două luni de zile, am fost în Chamonix, am stat acolo câteva luni și am intrat în fiecare magazin. Am găsit și la 700 de euro. Și până la urmă, tot de la Decathlon am luat, Simon se numește firma.
Simon, am auzit de aia căutând un sală de scadă în Chamonix și rezistă, sacul ăsta rezistă la confort la minus 8 grade, e mai slab ca al ei. Și nu are guler, se vede că e făcut un pic mai pe buget, dar a costat 150 de euro. Oricum, mai slab, că femeile sunt mai sensibile la frig în general. Nu, se vede calitatea și ai făcut mai slab. Problema mea cu saci e că trebuie să stau așa, sunt lat aici în spate, stau așa și nu pot să mă mișc. Rossi patrulează pe aici pe lângă cort. A fost și un răsărit frumos acum, s-a întunecat cât de cât. Bun, alte chestii care să nu lipsească la o tură din asta, frontalele. Da, frontala asta e a lui Victor și asta e a mea, ambele de la Petzl. Am dormit cu niște pantaloni din Polartec, să zic, foarte călduroși, m-am umplut de puf de la sac și cu o bluză termică, pufoasă pe interior, foarte călduroasă, acum am geaca de puf pe mine. Salteluțele gonflabile de la Decathlon, vi le-am mai arătat. Și sub ele am pus folii de parbriz. Folii de parbriz, ca să nu dăm banii pe folii termarest, pe izopren termarest, care costă 2 milioane și jumate. Sunt și mai grele de cărat și și voluminoase. Asta am improvizat noi, nu știu. Dân sărăcie, cât ești mai sărac, cu atât ești mai inventiv, îți pui minte la contribuție. Are și sărăcia o parte bună. Dar a fost ok, n-am simțit rece la spate. E, dar nu poți să faci comparații. Nu poți să faci comparații, da, nu știi, comparații, nu știi cum ai avut. Da. Super ok. Mare atenție la turele de iarnă, ce să ai neapărat haine de schimb. Noi aseară când am ajuns, ne-am luat repede, ne-am dat bluzele de corp ude și toate cele. Am luat ceva uscat pe noi, că ne-a apucat imediat frigul, mai ales când campezi, nu ai unde să intri la căldură. La fel, hainele de dormit, preferabil să fie altele, să nu intri în sacul de dormit cu ele ude sau murdare sau ceva de toate. Șosetele sunt foarte importante, două perechi am avut. Victor n-a avut, a suferit un pic din punctul ăsta de vedere. M-a suferit. Sufer în continuare că am șosetele ude în bocanci. Da. Asta a fost o reacție din partea lui. Ochelarii, foarte important iarna, ochelarii de soare, pentru că... De schi. De soare. Noi am luat, explic de ce am luat pe ăștia de schi, de ce îi preferăm. Pentru că te rupe zăpada, dacă e soare te rupe zăpada, te orbește. Și noi alegem pe ăștia de schi pentru că nu se aburesc. Ochelarii normali de la respirația caldă se aburesc și nu mai vezi nimic. Și plus că îngheață aburarea aia, nu poți să ieși deci. Altceva, noi am avut primul sos ăsta de neajutat. E un jet boil, foarte compact, foarte ușor. Ți încălzești apă, faci supă, faci ceai. Azi noapte noi ne-am încălzit apă să bem că era înghețată apa de băut. Nu știm ce o să facem dacă mai mergem pe vârf sau o dăm prin pădure spre mașină, că e destul de inconfortabil vântul ăsta și nu prea ne interesează neapărat vârful. Ah, cort, n-am zis nimic de cort. Cortul, noi avem un North Face Stonebreaker, suntem mulțumiți de el, rezistă la vânt, nu ne vine în cap. Ideea e că s-a cam aburit, ghețat, uite, sunt particule de gheață pe aici, apa asta. Pentru că n-am avut toate chestiile astea, ude, șosetele, bluza de corp și s-a... și plus respirația. Mi-a plăcut la nebunie noaptea asta, mai puțin de când s-a pornit punctul ăsta tare, a fâșit cortul și nu prea ne-a lăsat să dormim. Dar e o experiență interesantă să dorm noaptea pe munte. Așa arată sacul meu de dormit strâns. Ăsta e avantajul la sacii de dormit din puf, că se fac foarte mici. I-am luat și o husă impermeabilă, să nu se ude. Din loc, nu o să mai mergem pe vârf. Vârful este acolo.
Ne lua cam 2 ore dusător, să zic, dar cred că e zăpada super mare și ne chinuim cu vântul ăsta. Ne bucurăm că am avut o noapte super mișto la port. Și urmează traseul foarte frumos prin pădure. Acolo am pus cortul. Acum baby vine greu pe zăpada mare. Iarna e grea, omătul e mare. Baby are parazăpezi în picioare și ochelari de soare. Eram terminați fără ochelarii deschiși pe vântul ăsta. Am găsit un loc mai ferit de vânt, în pădure. Să facem și noi un ceai. Ăsta e jetboil-ul de care eu vorbeam. Costă vreo 400 de lei, dar merită fiecare bănuț. E compact. Aici are o cană. Capac. Și aici are arzătorul. Arzătorul vine pus jos și ăsta aici. Și capacul după aia. Hop. Ai găsit niște zăpadă. Mai curat așa. Așa, îmi dai tu bricheta. De asta n-am mai mers nici pe vârf. Vreau să luăm și noi micul dejun undeva ferit, că la ieșire din pădure e jale ce vânt e. Hop. Și pe aici se topește zăpada. Capac. Și asta e o farfurie, mănânci din ea, și asta, a doua farfurie, mănânci din ea. Unul mănâncă dintr-una, unul mănâncă dintr-alta. Mi s-a părut genial treaba, mai ales pe timp de iarnă, mai ales în țările nordice, unde se știe că mâncarea e foarte scumpă, scoți repede supa la plic, fierbe apa, ai pus-o și nu te costă, îți scapi cu, nu știu, câțiva mărunței te costă masă. Pornit iar la coborâre. Arată 2 ore jumate. Să vedem. Pică zăpada din copaci. Zici că ninge. E o minunăție de peisaj, nu? Am uitat să vă zicem la echipament. Dacă vreți să campați noaptea pe munte sau, mă rog, faceți trasee, există teama asta de a te întâlni cu animale sălbatice. Și noi de obicei fluierăm, vorbim. Doar că
Cel mai safe e să ai un spray de urs, spray cu piper. Noi de mult ne-am gândit să facem investiția asta, așa că datorită vouă, celor care vă uitați la reclamele noastre sau pur și simplu vă uitați la videoclipuri, că și asta ne ajută, am făcut și noi primii bani din reclame și ne-am comandat un spray de urs. Din păcate nu ne-a venit înainte să plecăm pe acest traseu, dar ajungem acum acasă și o să-l ridicăm. Nu l-am avut acum, a fost un pic dubios în cort să nu ai așa nicio metodă de siguranță, dar a fost ok și data viitoare o să vi-l arătăm pe următorul traseu. Vă mulțumim că ne urmăriți! Să vă spunem cu cine ne-am întâlnit acum la răscruce de drumuri, cu niște oameni care ne-au recunoscut, frate, e a doua oară când ni se întâmplă, mă simt deja celebrit, nu știu mai în cadrul ăștia, să încăpem toți. Ia spuneți, domnule, cum vă numiți și de unde ne știți? Da, ne bucurăm că ne-am întâlnit cu dumnealor. Noi suntem Adi și Dana din Sfântul Gheorghe și mai urcăm acum pe același traseu pe care coborăm noi. Da. Și bine că ne-am întâlnit, că sus e vântare, da. Ne bucurăm că v-am întâlnit și că v-am văzut așa în carne și oase. Și nu ne vine să crede că ne-au recunoscut niște oameni. Ne-au recunoscut după mașină, da, după mașină. Și după noi chiar vreau să-i salutăm, să astăzi poate le dăm și o carte de viță, știi? Sunt mulțumani de-ai noștri. Dar n-a fost nevoie, că oamenii ne știu. Și chiar vorbeam, noi coboram acum și chiar vorbeam de un plan de fidelizare pentru cel mai, nu știu, cel mai harnic, cel mai fidel abonat, cel mai fidel abonat, să-i dăm un, să facem cadou un zbor cu parapant. O să ne batem acolo, da. Să-l prindem cadou. Să vă băteți în comentarii deja pozitive. E cineva. Am făcut top 3, Da, sunt 3 oameni pe care i-avem acolo pe listă, dar oricum o să nu ne timp. În loc e. Hai, v-am bine. Păvat, mulțumim. Numai bine. Toate cele bune, ne bucurăm că v-am văzut. Se vede luminița de la capătul tunelului, este 12:20 și asta e final de traseu. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și altă dată. Vă așteptăm în următorul episod și la următorul traseu. Pa, pa! Pa!